Nu știu cum arată iadul, dar din ce povestesc frații torci din fața locului, pare că acolo sunt umbre de iad. Fără apă, fără mâncare, fără casă, fără nicio veste de la cei dragi rămași sub betoane, supraviețuitorii stau pe străzi și își plâng morții. Peste 12.500 de decedați. Mii și zeci de mii de oameni prinși sub dărâmături, sub betoane. Numărul morților se va dubla probabil. Una dintre cele mai afectate zone este Antachia, Antohia Biblică. Frații de acolo mi-au cerut să ne rugăm pentru ei, pentru starea lor psihică, pentru apă și pentru pâine. El a fost salvat un bebeluș de 5 luni după 72 de ore. 72 de ore bebelușul a rezistat fără lapte, fără mamă. Eu cred că l-au hrănit îngerii pentru că atunci când l-au scos de sub etoane, bebele zâmbia. Duminica asta vom face o strângere la biserică pentru frații noștri din Antachia și nu numai. Dacă doriți să ajutați, o puteți face în contul bisericii noastre sau online pe rmsonline.org. Mai multe detalii în descriere. Relatează pastorul Sali Sabri. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.